Bună seara! Bine v-am regăsit la tentativele noastre de explorare a spațiului care se găsește dincolo de alb și negru. Azi o să discutăm mult despre alb și negru. E o seară specială. Invitatul nostru este domnul Andrei Pleșu. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Eu mă uit la emisiunile dumneavoastră și sper să fiu la înălțimea măcar a unora dintre interlocutorii pe care aveți. Mă onorați, neonorați. Vă mulțumim foarte frumos. Domnule Pleșu, sunt în curs de publicare, vor apărea pe piață două cărți, Capodopere în dialog și Ochiul și lucrurile. Prima dintre ele e o carte de care m-am îndrăgostit profund. Rare ori cineva care scrie te mai ia pe tine, cititorul, în brațe în felul ăsta. E o carte unde găsești texte din emisiuni radiofonice, texte din rubrici ale teleenciclopediei. Apoi, Ochiul și lucrurile e o carte legată de biografia dumneavoastră, pentru că, practic, este trecerea dinspre un tip de convingere artistice spre un tip de meserie, de data asta. Dar în Capodopere în dialog spuneți așa. Specialiștii nu sunt public. Nici numeric, nici prin structură. Lucrurile s-au limpezit, poate, dacă în loc să vorbim de masa informa publicului, am propune categoria nespecialistului pasionat, cultivat și inteligent. Pentru acest nespecialist, în ghilimele, ar merita scrise toate cărțile lumii. Cine e nespecialistul ăsta pentru care scrieți, domnule Pleșu? Dacă îmi cereți o listă de nume, mi-e greu. Dar există asemenea oameni, nu sunt foarte mulți. În general, lumea se împarte, din punctul de vedere al profesioniștilor, în specialiști, care sunt riguroși, de necombătut, documentați, sunt de beton, și amatori, care dansează destul de improvizat pe o temă sau alta. Eu zic că e utilă o combinație. E foarte important să știi ce spui, să fii pregătit, să fii profesional acoperit în ceea ce declar și scrii, dar e foarte important să te gândești că te adresezi cuiva și că cel căruia îi te adresezi nu e un coleg care știe și el ce știi tu. Este cineva care vrea să învețe ceva, care vrea să nu se plictisească, care vrea să descopere lucruri fără fasoane, fără înțepeneală, fără retorica specializării. Pentru că nu toți suntem specialiști din tot. Toți avem domenii întregi care ne interesează, dar în care nu suntem instalați. Ca să parafrazăm o vorbă celebră, deci publicul e în altă parte, nu e între specialiști. Așa este. Sau ca să parafrazez sau ca să exprim o altă vorbă celebră, detest oameni care nu caută adevărul, dar detest și pe aia care cred că l-au găsit. O să ajungem specialistul și la... se poartă ca unul care crede că l-a găsit. Asta ne înseamnă că nu sunt și specialiști care ne sunt absolut folositori și necesari. Cu totul, nu? Eu vorbeam doar de o relație a autorului cu publicului. Specialistul, sigur, sunt formidabili specialiști care se adresează unui cer restrâns și nu avem pretenția ca orice cititor să fie uimit de ce citește sau să fie pasionat. Dar totuși, dacă îți faci publicistică, dacă scrii, dacă publici cărți de tiraj, atunci trebuie să te gândești că nu te adresezi doar colegului de catedră. Asta e tot. Trebuie să dezvălui lucrul ăsta. Înainte de a începe filmarea, vorbeam despre faptul că nu se mai scrie în felul ăsta și că e și dificil să vorbești despre lucrul ăsta. Nu mai ești luat în brațe tu, cititorul, în felul ăsta, fără să fii luat în brațe cu o intenție, cum să zic, cu o intenție foarte practică, aia fiind să te îndrăgostești neapărat de scriitor. Nu, ești luat în brațe ca să descoperi lucruri. Nu ți se arată nimic cu degetul, nu ești certat, nu ești trimis la tablă, ești luat în brațe și condus, sau luat de mână și condus de-a lungul unui drum. Și spuneți așa, când vorbiți despre nespecialist, iubirea lui de cultură e dezinteresată și definitivă ca toate iubirile adevărate. Nimic impur, nimic egolatru în atașamentul lui față de carte. Iar eventualele lui candori sunt mult mai fertile spiritualmente decât suficiența de cunoscător a omului de meserie. Și chiar dacă nu el e cel care face cultura, în el capătă trup și prin el contaminează lumea. Așa este. Mă bucur că pot fi de acord cu mine în sumă atât de prompt.
Dar adevărul este că cultură în sensul larg și în sensul constructiv înseamnă ceva care e împărtășit de multă lume, nu care este un club. Nu exclud clubul. Specialistul aplicat e inevitabil pentru evoluția științelor în general. Dar un specialist care vrea să se adreseze unui public mai larg decât simpla lui specialitate, trebuie să aibă politețe, cordialitate, simpatie pentru cel din fața lui, ca să stârnească la rândul lui simpatie, cordialitate și interes pentru subiectul dezbătut. Cultura populară e o noțiune care amenință noțiunea de cultură, așa cum o vedeți dumneavoastră? Da, asta e o discuție mai complicată, pentru că s-a ajuns acum, spunea și noastră, că nu prea... Eu când am propus aceste cărți spre republicare, am fost intimidat, crispat la ideea că nu mai există publicul pentru care le-am scris. Pentru că în anii formației mele nu exista publicație importantă în București sau în provincie care să nu aibă săptămânal o cronică plastică, deci subiectul era pe masă tot timpul. Nu exista vernisaj care să nu fie un eveniment public, un vernisaj la Sala Dales în București sau în alte galerii de artă, unde vorbea Ion Frunzeti, Dan Hăulică, era un eveniment, se adunau acolo sute de oameni. Acest fenomen nu mai există. Există instituții care se ocupă de artă, sigur. Există muzee, există galerii, există și oameni care au asta ca axă a profesiunilor, dar ceva s-a stins în difuzarea publică și în interesul public. E o chestiune greu de analizat, dar faptul e că m-am gândit pentru cine scriu în fond, de vreme ce eu nu mai percep această absorpție publică generalizată pentru anumite teme. Plus că mă refer la oameni, da, și la cărți care inevitabil au dispărut din memoria publică. Și mă consolez cu gândul că, pomenindu-i și analizându-i, ofer un material de cercetare pentru un istoriograf viitor care va vrea să știe ce s-a întâmplat în perioada asta. Pot să îndrăznesc să vă întreb ceva foarte personal, nu plănuiesc în lucrul ăsta. Mă voi strădui să fiu indiscret. Vorbiți despre eveniment. Da, plănuisem să vorbim un pic despre eveniment. Mă gândisem la lucrul ăsta. La faptul că nu mai există dimensiunea aia de eveniment, a unui spectacol de teatru, a unei expoziții, a unei premiere cinematografice. Pe de o parte e democratizarea mijloacelor de expresie artistică, democratizarea însăși a artei. Cu toții putem fi artiști în momentul ăsta. Da, sigur. Pe de altă parte, mai e ceva. Și asta îndrăznesc să vă întreb... Îmi iau curaj să vă întreb lucrul ăsta. Apariția dumneavoastră în spațiu public, la o emisiune de televiziune, într-un spațiu public, era un eveniment. Nu mai e în momentul ăsta. Resimțiți lucrul ăsta? Cum vă situați când simțiți, dacă simțiți așa ceva? Îmi iau curajul să răspund. Da, e adevărat, dar nu-l resimt subiectiv vorbind ca pe un lucru rău, pentru că am obosit, pentru că uneori solicitările fac abstracție de mine în mod paradoxal, adică ceea ce interesează este ori subiectul, ori o voce contradictorie sau neașteptată, ori o voce așteptată care să provoace reacții previzibile sau așa. Deci nu mai mă simt... ca fiind un portret plauzibil pur și simplu, ci mă simt ca un instrument în anumite împrejurări, când n-ar fi rău că ăsta are și papagal, le leagă bine și hai să-l luăm repede să îl folosim. Avem pleșul, așa, îl avem pe pleșul. Da. Altfel nu mă plâng, pentru că vă spun, și sunt mulți care, în față de care îmi cer scuze acum, îi refuz pentru că solicitări încă există, pentru că nu mai am putere și nu mai am pornire. Cu vârsta, ierarhiile interesului, ale curiozității, ale lecturii, să sting. Eu primesc săptămânal la citit, de pildă,
zeci și sute de pagini, de la diversi poeți, analiști pe economici, pe eseiști, cu ideea că, unul, să le citesc, eu nu mai am putere să citesc ce vreau eu să citesc. Să le citesc, poate cine știe, găsim și vreo editură, poate cine știe, scriem și noi ceva. Da, dar nu mai am putere și să vreau. Nu pot să înțeleg, deși eu nu mi-aduc aminte vreodată să fi trimis manuscrisele mele cuiva înainte de a le da unei edituri. Există însă eveniment în ceea ce vă privește, la propriu. Atunci când apare câte o carte pe care o semnați, cartea aia e un eveniment. Nu e vorba doar despre cum se vinde cartea, e vorba despre cum se vorbește despre ea. Și da, cărțile sunt un eveniment, ceea ce e un motiv de mare bucurie. Mă bucur și eu, asta îmi face realmente plăcere. Întâi că mă bucur că publicându-mi editura nu falimentează și doi că există totuși o deschidere pentru subiect și pentru autor, poate, care mă motivează și care îmi face plăcere. Acum, ce o să iasă și din asta, nu știu că, dacă îmi dați voie să fac o mică paranteză, una din cărți se cheamă Ochiul și lucrurile. Da. Eu am scris o carte care se numea Minima Moralia. Și au apărut câțiva specialiști care au spus că l-am plagiat pe Adorno. Pentru că Adorno are și el o carte care se cheamă Minima Moralia. Acum, eu am spus în cartea mea că eu am spus Minima Moralia ca să o separ modest de Magna Moralia a lui Aristotel. În plus, asta e o expresie latinească. Dacă eu vreau să scriu odată un eseu despre ființă și neființă și îl intitulez To be or not to be, nu e că îl plagiez pe Shakespeare. Sunt expresii ecce homo. Încă se mai poate spune cuvoterat demonstrandum. Da, sigur. Sau e pur si move, sau nu știu ce. E, acum văd Ochiul și lucrurile, să zic că unii păi o carte a lui Michel Foucault. Da. Le moi et les choses, cuvintele și lucrurile. Exact. Deci asta e un plagiat după... Plus că dacă te uiți la cartea lui Adorno și la a mea, nicio legătură. E un politician, dacă, ca să spun și ceva mai vesel, nu îi spun numele, că nu vreau să fac polemică, dar care spunea la un moment dat în debuturile carierii lui că el de mic a crescut într-un mediu cultural și citea ca copil deja scrierile lui Socrate, care n-a apucat să scrie nicio silabă. Dar el a spus, nu, e clar că e după Adorno. Eu nu cred că el știa cine e Adorno, dar era în campanie. Da, bine în campanie lucrul ăsta. Sigur, evident. Ca să ne întoarcem la cultură, spuneți că nespecialistul contaminează lumea cu cultură. E, atunci, cine face cultura, domnule Pleșu? Bun, acum lucrurile sunt diferite de la o țară la alta, de la o meserie la alta, de la un domeniu la altul. În mod normal trebuie să o facă cei care au înzestrările minimale necesare pentru asta. Cultura nu este un hobby pe care poți să-l faci și ca amator simpatizant, dar fără antecedente, fără instrumentar și așa mai. Nu. Dar, pe de altă parte, ea nu trebuie nici idolatrizată, pentru că cultura nu face neapărat pe cel care o practică, chiar dacă o practică onorabil, un om de calibru mai bun, mai moral, nu, asta e o iluzie. Se cunosc mari oameni de cultură care au fost niște lichele sau niște dezorientați. Dar cultura este cel mai bun mediu, cel mai bun intermediar către dincolo de ea. Către ce e mai sus de ea, către ce e alături de ea. E un perfect mijlocitor. Asta e cultura, dacă e bine practicat. Aveți un cuvânt, aveți mai multe cuvinte pe care le îndrăgiți foarte tare, dar unul dintre ele este somnolent. Cine sunt somnolenții, domnule Pleșu? La ce sau la cine vă gândiți când spuneți somnolent? La mulți. Și ca să mă refer la titlul emisiunii dumneavoastră, care întâi și întâi mi-a plăcut ca fiind foarte legat de subiectul nostru, fiindcă culorile nu sunt alb și negru, sunt dincolo exact. De alb și negru. Dar mai îmi place ceva. Dincolo de alb și negru înseamnă dincolo de poziții radicale și ireconciliabile. Dialogul nu e posibil dacă există numai alb și negru. Asta încercăm să facem. De asta am propus o revistă ca Dilema, care știe că a vrut de la început să se așeze între alb și negru, ceea ce nu înseamnă că mormăie chestii intermediare, nu optează pentru nimic. Nu, dar lasă deschisă dezbaterea. Lasă deschis apetitul pentru opinia celuilalt. Depun mărturie prin experiență directă
cred că e singura publicație din România de la ora asta, și asta se întâmplă de ani buni, în care poți să întâlnești opinii complet diferite în paginile aceluiași număr de revistă. Da, așa e. Și eu cred că ăsta e sensul atmosferei culturale reale și cu oameni. Sunt două tipuri de oameni cu care dialogul nu e fertil. Între oameni care sunt 100% de acord unul cu altul și n-au ce să mai vorbească. Sau între oameni care au convingeri definitive. Doi oameni cu convingeri definitive sunt nedialogabili. Asta ne-a spus un alt maestru al nostru, al generației mele, Alexandru Dragomir, mai puțin cunoscut, care fusese studentul lui Heidegger și care ne spunea, între oameni de convingeri nu se poate dialoga. Deci, nici convingerile radicale, nici, cum să spun, un împăciuitorism somnolent, neimplicat. Nu, da. Altfel, eu sunt sensibil la somnolență, pentru că din ce în ce mai des o simt ca fiind substanța însăși a vieții și de tânăr am iubit lenea. Știți că am scris și un text pe tema asta. Îl preluați pe Sfântul Augustin, atunci când e vorba despre căutare, preluați niște cuvinte absolut tulburătoare, care sunt de, cum să zic, e de meșterit la ele, e de desfăcut la ele. Să căutăm cum caută cei care trebuie să găsească și să găsim cum găsesc cei care trebuie să mai caute încă. Cum trebuie să fie, dacă trebuie să fie în vreun fel, căutarea, domnule Pleșu? Trebuie să țintească orizontul, care înseamnă locul întrebării, dar trebuie să lase mereu deschis drumul. Eu, când mă refer la problema asta, citez cu toată adeziunea celebra vorba lui Iisus Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața. Cei mai mulți dogmatici, îmi pare rău să o spun chiar pentru oamenii bisericii, nu cred decât în adevăr. Fără cale, fără viață. Ori un adevăr la care închide calea, care definitivează căutarea sau care pune între paranteze experiența vie, e un adevăr care nu stă în picioare până la capăt. Deci trebuie să cauți conștient că ceea ce e important este interogația, căutarea. Să fii mereu în așteptare, să fii mereu deschis. Părintele Andrei Scrimă, pe care am avut norocul să-l cunosc când s-a întors în România după aproape 50 de ani de absență, spunea: păcatul intelectual cel mai mare este instalarea. Ai găsit, te-ai așezat, poți să mori. Nu mai ai de discutat sau ai de tronat în fața unei mulțimi nelămurite și tu le explici. Cunosc și eu câțiva intelectuali care, cum ating o problemă, o rezolvă. Asta mă sperie, fiindcă eu nu mai am nimic de făcut. Cum vă feriți de instalare? Mă ajută Dumnezeu, pentru că nu înțeleg multe lucruri. Am ajuns la concluzia că de ce avansez mai mult, ideea sensului, realului, al vieții, al umanității, al divinității, nu mi se limpezește. Dar asta este un stimulent extraordinar ca să rămân cu interogația vie. Caut, mă întreb, mă tem, sper, dar merg. Calea. Dar ați văzut că multă lume, cel puțin la... Acum iertați-mă, și eu pare că am găsit ceva stabil și că îmi cer scuze. Exact asta era întrebarea. Am asistat la multe întâlniri publice în care publicul vă adresează întrebări ca unui instalat. Se așteaptă la răspunsuri din partea unui instalat. E adevărat. Ori nu le-aș putea răspunde decât că eu sunt instalator, nu sunt instalat. Spuneți așa, există de fapt două mari categorii de întrebări. Unele se nasc din prea plinul cugetului, altele din vidul lui. Cele din tâi sunt întrebările vii, adevărate. Celelalte sunt false întrebări, provocate de false probleme, dacă nu pur și simplu de o fudulă aflare-întreabă. E, cu fudula aflare-întreabă avem o foarte mare problemă. E ceva ce face parte din noi, e ceva ce nu poate fi dat la o parte. Da. E una dintre componentele noastre, e o coardă a instrumentului muzical care suntem. Când vă găsiți în preajma fudulei aflări-întreabă, ce faceți, cum reacționați?
N-am decât două reacții comune, în fond, și previzibile. Ori mă înfurii dacă discursul este, cum să spun, de o suficiență toxică și de o autocomplezență absolut stupidă, ori mor de râs. Pentru că există forme de certitudine care te lasă cu gura căscată și te umplu de haz. Există și de-aia și de-aia. Eu prefer bâlbâitul. Adică nici ăla care are o frazeologie beton, dar nici ăla care e mut. Prefer unul care încearcă. Apropo de încercare, spuneți așa, originalitatea nu e atât o tehnică a desprinderii de lume, cât o soluție personală de adaptare la lume. Originalitatea e una dintre obsesiile care ne bântuie la ora asta. Trebuie să ieși din mulțime, trebuie să fii diferit, trebuie să fii original. Pe de altă parte, sunt foarte mulți care ne spun, fraților, original nu mai aveți cum să fiți. Nu se mai poate să mai fii original. E, în căutarea acestui tip de originalitate, cum e o adaptare la lume și nu e o tehnică a desprinderii? Mă simt intimidat de întrebările dumneavoastră uneori. Sigur, a avea obsesia originalității, a desprinderii de ceilalți, e un fel de a nu mai merge pe o cale, ci de a sculpta soclul propriei statui. Foarte neinteresant și plictisitor. Pe de altă parte, am văzut că s-a inventat acum un cuvânt, eu sunt foarte afectat de ceea ce aud în vocabularul nou al limbii noastre, oameni care spun sunt asumat. Sunt un om asumat. Exact. Când am auzit prima oară, nu știam la ce se referă. Apoi am căutat. Sunt o ființă surse, asumată. Adică așa. Mă iau așa cum sunt, sunt de acord cu felul cum sunt, recunosc că sunt cum sunt. Sunt multe forme românești, pe românește de a spune asta, cum se poate spune pe românește și că sunt un om hotărât, nu neapărat sunt un om determinat. Asta sunt false originalități, ca zic așa, fiindcă devin comune. Eu cred că nu, dacă suntem autentici, adică dacă interogația noastră, dorința noastră de a înțelege sunt vii și reale, preocuparea pentru originalitate se stinge de la sine. Eu nu vreau să mă arate lumea cu degetul. Eu vreau să înțeleg ceva. Dacă găsesc oameni care mă însoțesc, sunt fericit. Dacă găsesc oameni care mă contrazic, mă ajută. Dar oameni care vor să defileze pe cont propriu, în fața poligonului suprem, nu mă interesează. Când mi-ați spus că vă intimidează întrebările mele, am simțit și eu apropierea fudulei aflări întreabă. Imediat am simțit. Dar rămânând la originalitate, vă întâlniți cu ușurință la ora asta cu pictura contemporană? Pentru că sunteți cineva care vine dintr-un exercițiu consistent, nu doar al contemplării picturii, ci al discuției despre pictură, al analizei artelor vizuale. Cum vă întâlniți acum cu arta contemporană? Recunosc stingherit că am un contact mai slab cu arta contemporană, în sensul că mi se pare că, și revenim la tema originalității, mari noutăți totuși nu văd. Mi se pare mereu că tot ce văd poate fi situat într-o linie. Și asta, e adevărat că nici nu mai am o atenție foarte vie pentru fenomen și o parte din asta e vina mea, poate că o parte e și a faptului că fenomenul însuși nu mai are volubilitatea, vocalitatea pe care o avea. Altceva m-ar interesa să menționez legat de ce spuneți. Poate că eu am îmbătrânit, am practicat ce am practicat, n-am mai urmărit evenimentele. Dar contactul cu arta implică ceva mult mai important decât să fii la curent. Implică o educație care trebuie să înceapă în liceu, care trebuie să se vadă în jurul tău și așa mai departe. Eu sunt foarte prost dispus când văd că în licee
bunul gust, cultura, au un statut din ce în ce mai precar. Adică a apărut ideea, am văzut acum de curând un anunț că pentru elevii de clasa 11 și a 12 anumite materii devin facultative. Și nu orice materii. Biologia, chimia, geografia, adică ei hotărăsc dacă vor sau nu să învețe atât. Iar problemele religioase, cine vrea să facă cursuri de religie, tind să se înlocuiască cu o disciplină nouă care se cheamă perspective globale. Nu știu despre ce e vorba, dar aș vrea să văd și în felul cum se îmbracă oamenii, și în felul cum vorbesc, și în felul cum arată orașul, aș vrea să văd bunul gust și educația pe care artele, până la un anumit punct, le-au întreținut. Un pic de bun gust și de educație n-ar strica pe de altă parte nici în ceea ce privește ora de religie. Și acolo ar prinde bine un pic de bun gust. Sunt cu totul de acord, fiindcă dacă ora de religie devine o oră de propagandă, suntem în limitele învățământului politic. Exact. Și nu vrem asta. Am și spus asta la un moment dat. E foarte greu să găsești un om pentru care vorbind despre religie, îți vorbește despre un domeniu al libertății și al sondajului autonom în compania unor oameni care vor să te ajute. Dar cine vorbește despre religie ca despre o doctrină închisă, nu face prozeliți cum se crede. Mă gândeam acum când vorbeați despre arta contemporană, da, în ceea ce privește arta pe care dumneavoastră o comentați, o contemplați și ne-o relatați și nouă, da, e vorba în mod obligatoriu despre un pic de instrucție. Pe de altă parte, în arta contemporană ți se propune suspendarea timpului pe care îl petreci cu instrucția, pentru că el devine cumva o noțiune nedemocratică și ți se propune o experiență. Nu e de lăsat uneori la o parte nici experiența asta, pentru că uneori experiența asta te salvează de complexul neajungerii la opera de artă. Pentru că spui, domnule, n-o să am acces niciodată la așa ceva. Uneori arta contemporană te poate salva, cumva. Categoric, orice fel de artă te poate salva, inclusiv arta contemporană și inclusiv ambianța artistică în care te miști. Am trecut în Piața Romană venind încoace și am constatat, acolo era o casă care mereu mă temeam că se va dărâma. S-a refăcut, din fericire, dar în spatele ei s-a instalat un perete uriaș portocaliu de sticlă care modifică cu totul profilul Pieții Romane. Asta înseamnă să anulezi ambianța necesară unui ochi inteligent, cultivat, educat. De altfel, nu știu, îmi vine să spun, uitați-vă cum arată Bulevardul Elisabeta, a fost 6 martie, plimbându-te pe el așa, și cum arată Calea Moșilor. Asta e diferența între o ambianță care te întreține, te stimulează, te educă și o ambianță care, cum spunea, din păcate, unul din fondatorii arhitecturii moderne, e o mașină de locuit. Atâta tot. În cărțile pe care ni le propuneți, deseori cititorul are senzația că e condus de mână, cu gentilețe, cu delicatețe și cu răbdare, printr-un muzeu gigantic. E o experiență fascinantă, care pentru unii dintre noi pare ridicolă la ora asta, pentru alții e realmente ceva sublim. Și spuneți așa, din păcate, tocmai verbul a vizita un muzeu semnalează radicala inadecvare în care ne complacem în raporturile noastre cu arta. De ce e inadecvare în a vizita? Pentru că vizita e un protocol, una la mână. Și doi, trebuie să vă relatez două experiențe legate de muzeu. Una am trăit-o acum un an, doi, m-am să mai văd odată Kunsthistorisches Museum de la Viena. Și am descoperit un tip de vizitator de care nu credeam că, despre care nu credeam că există sau că va fi. Un grup de vizitatori stau în jurul unei lucrări, dar nu se uită la ea. Stau cu un telefon la ureche și ascultă ce li se explică. Ei pleacă din muzeu fără să fi văzut nimic. Și asta m-a speriat, pentru că ei sunt vizitatori, dar asta înseamnă niște vizitatori care n-au avut de-a face cu gazda. Și doi, eram acum un an la un institut de studii avansate din Berlin și m-a rugat rectorul
să fac un referat pentru un candidat care vrea o bursă acolo. Candidatul era profesor la Stanford, deci nu era oricine. Și teza lui era următoarea. Să încetăm să mai socotim muzeele de artă ca ceva sublim, suprem, definitiv. Când vizităm un muzeu de artă, să avem grijă să vizităm imediat a doua zi și o galerie, o grădină zoologică. De ce? Pentru că omul nu e numai spirit, e și corp. Și această discriminare, cunoașteți acest cuvânt faimos acum, între sublimitatea naturii umane și corporalitatea ei firească, nu e în regulă. Trebuie ca tinerii, copiii deja, să înțeleagă că astea două sunt la fel de importante. Eu am făcut un referat și am scris la această propunere, nu pot decât să adaug că trebuie și muzeele de geologie. Pentru că omul nu e numai sublim și animal, e și oase. Deci să nu mai vizităm nimic fără să-l anexăm încă alte două domenii ca să fim întregi. E, cu acest tip de gândire inovatoare, muzeul tradițional va deveni un personaj relativ. Există la un moment dat, într-unul dintre volumele care se vor republica, există, e un moment pe care nu-l pot numi un moment de tristețe, dar e un moment în care vorbiți, o să trivializez un pic, vorbiți despre dispariția obiectului muncii. Spuneți, domne, arta nu s-a terminat, dar s-a terminat istoria ei. Vorbiți și despre cei care au mai spus lucrul ăsta. Și există o tristețe când scrieți lucrurile astea. Ați pierdut un teritoriu imaginar care vă era foarte drag? Ați pierdut ceva ce vă era foarte aproape? S-a dus lumea asta, istoria artei? Nu, n-aș zice, dar s-a dus meseria de istoric și comentator într-o versiune care exista mult mai plenar până acum. Această temă a apărut însă în Occident cu decenii în urmă. O lucrare a unui istoric de artă faimos era intitulată Sfârșitul istoriei artei. Da. Pe de altă parte, secolul 20 încă era numit un secol al imaginii, o civilizație a imaginii. Nu se mai poate spune același lucru despre secolul 21, care e o civilizație a internetului, în alt spațiu, unde este încă la început, cu avantajele și dezavantajele începutului. Dar meseria ca atare nu mai are, cum să spun, relieful și strălucirea și atractivitatea pe care o avea. Când eu am terminat liceul, Facultatea de Istorie a Artei era socotită elita elitelor. În fiecare an erau 5 locuri la admitere. Deci era o concurență formidabilă. Nu mai e cazul. Ați nimerit la admitere într-un an special. E adevărat. În anul ăla absolvise și Zoe Ceaușescu. Da. Ați avut posibilitatea... N-am fost colegi de școală, dar generația e aceeași. Îndrăznesc să vă rog să relatați cum ați trecut de la actorie la istoria artei. Eu am fost ca elev la Spiru Haret. Inevitabil am ajuns și la ceea ce se numea acum Palatul Pionierilor, care avea cercuri pe meserii, teatru, balet și așa mai departe. Și am ajuns acolo și harnic și, mă rog, oarecum înzestrat, sper, am ajuns să spun poezie, am spus și poezii incredibile cu partidul, cu toate astea, în diverse împrejurări, că așa era. Dar am jucat și în piese de teatru, am jucat într-o piesă de teatru de pildă, Sombrero, pe scena Palatului Pionierilor, cu săl pline, și sunt foarte mândru, e o piesă de Serghei Mihalkov, sunt foarte mândru că aveam și o dublură pe vremea aia, în același cerc, când nu eram eu disponibil sau cine știe, eram dublat. Cine era dublura? Gelu Colceag, pe care îl salut, că nu l-am mai văzut de mult. El însă a fost consecvent, a făcut meseria asta și o face până la capăt. Eu m-am hotărât totuși să mă fac și eu actor, mi se părea că asta e drumul meu. Am jucat și la Teatru Odeon pe vremea aia, și la televiziune și așa mai departe. Am dat, era cu probă eliminatorie. Am avut un juriu
numai cu doamne, mi-aduc aminte, vreo 10-12 doamne, între care Eugenia Popovici, Sanda Manu și așa mai departe, și am trecut proba. Urma să dau proba, dar în intervalul între proba eliminatorie și proba propriu-zisă, a apărut chestia cu Zoe Ceaușescu, care, terminând liceul, trebuia să fie scutită de un examen de admitere. Și a spus, cine nu vrea la o facultate cu aptitudini speciale, pictură, muzică, ce, intră fără examen dacă a avut 10 la bacalaureat. E, mi-e jenă să spun, am avut și eu 10 la bacalaureat și mi-am zis, opa, am ocazia să aleg ceva dincolo de ce am ales și am crezut pe vremea aia că istoria artei include și teatru. Și m-am înscris acolo și am fost 3 inși în acea generație care ne-am înscris fără examen la istoria artei. Și în felul ăsta anul nostru a avut 8 inși. Și ca să spun și ceva anecdotic, la prima oră la care a apărut Eugen Schileru, un mare profesor, un mare istoric de artă și critic, uitat din păcate, a întrebat cine a intrat fără examen să se ridice în picioare. Și noi ne-am ridicat mândri ăștia 3, că credeam că e un titlu de glorie. S-a uitat la noi și a spus, stați. Știa el ceva. Vă mai vizitează acum vreo nostalgie în ceea ce privește actoria? Faptul că ați fi putut fi un actor probabil de foarte mare succes. N-aș spune că am o nostalgie, dar am rămas cu o slăbiciune. Mă uit cu mare interes la piese de teatru, la spectacole în care sunt. Și îmi plac actorii. Am avut o excelentă prietenie cu Pino Caramitru. Acum, la bătrânețe, am strâns o relație specială cu Victor Rebenciuc și, în general, sunt foarte disponibil, nu mai vorbesc de câțiva regizori, Lucian Pintilie, un om de care m-am apropiat la un moment dat și am avut șansa să-l pot numi directorul casei de film al Ministerului Culturii, cu Stere Gulea, sunt oameni și actori și actrițe cu care mă simt foarte bine și simt că în acest bine al relației lucrează și preistoria mea adolescentină. Mai avem foarte puține minute până la sfârșitul întâlnirii noastre. Țin să vă întreb lucrul ăsta. Ați rărit aparițiile în public, v-ați potolit de la comentariu politic, nu mai sunteți revoltat de lucruri care se întâmplă în spațiu public sau cel puțin nu mai spuneți public. Când stați acasă și vă uitați la ce se întâmplă în jur, cum vi se pare spațiul în care trăim la ora asta? Deprimant. Și dacă nu mă mai pronunț public, sunt două motive care contează. Unul, am impresia că nu schimb cu nimic. Și doi, m-am săturat să încasez în jurături, de câte ori mă exprim critic, care au un m-am gândit la un moment să fac o antologie. Pentru că portretul meu, așa cum reiese din comentarii, din reacții publice, de la bloguri până la televiziuni, emisiuni și așa mai departe, e de o complexitate care mă tulbură. Dar de o anumită consecvență. Am stat 4 luni consilier la Băsescu, am rămas băsist. Așa e. Unii m-au făcut în toate... politically incorrect. Am fost țigan, am fost evreu, am fost sorosist. Sunt, adică. La asta se adaugă că mănânc multe prăjituri, că sunt gras, că sunt urât, că sunt plagiator, că sunt... Sunt câteva oameni, câteva publicații și general o reacție publică care m-a dezvățat să mai le dau ocazia să se repete. Sper să devină mai creatori. Nu vreau să fiu obraznic, dar cred că v-a prins bine. S-ar putea, așa cred este. Cred că v-a prins foarte bine, da? Chiar da. Cer scuze pentru obrăznicia asta. Nu este o observație medicală. Sunt anesteziat. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la noi. Mi-a făcut mare plăcere. Mult succes în tot ce mai faceți și aveți de făcut. La fel și să ne întâlnim și la o țuică odată. Mulțumesc foarte frumos. Urmează știrile din sport și jurnalul TVR. Rămâneți alături de programele postului public de televiziune. Să aveți o seară faină!